Cam asta este meniul, da. Nu ți-o le... Salam cu biscuit sau ce-o fi el. Uai, mă! Daba, daba! Doamne, cum arată! Îți cumpără dimineața, genunțule, deja faimoasa serie Mac vs. KFC sau KFC vs. Mac continuă. Suntem în Istanbul, Turcia și începem să comparăm și cu celelalte țări, nu numai cu România, pentru că deja avem mai multe puncte de referință, genunțule. Am mâncat până acum în Budapesta, am mâncat în Italia și am mâncat, evident, și în România. A patra țară pe lista competiției dintre cei doi coloși ai fast food-urilor, genunțule, este Turcia. Hai să comandăm! Ce crezi, genunțule, că n-am ajuns noi și la KFC în Istanbul? Hai să vezi tu comandă ce facem acum. Comparăm și ce există la noi și luăm și ce nu există la noi. Ah, înceapă degustarea! Biscuit ăsta cum arată? Oh. Cam ăsta este meniul, Jonuțule. Ne-am jucat cu tot ce era de jucat. Revenim de la masă. Hăți, Jonuțule, nu vreau să fiu șoșoi. Fraților, este a doua oară că sunt în Istanbul. Prima oară când am venit eram foarte mic și am venit cu treabă și n-am apucat să vă foarte mult, dar în această a doua dată am reușit să văd mai multe și să filmez mai multe. Și Jonuțule, nu vă mint, este a nu știu câta oară când mâncarea îmi vine rece. Mă rece. Venim de la KFC, am comandat un meniu mare, cartofi reci. Jonuțule, bine, unii reci, ăștia mai de sus, ăștia mai de la mijloc, semicalzi, însă hai să trecem și la punctele de rezistență. Am găsit această pâinică, Jonuțule, care se numește biscuit și care înțeleg de la Cori că există numai pe în Statele Unite ale Americii. O, mamă, ce miros! Mamă, ce gust are, Jonul, exact pâinea aia caldă. Bă, măcar asta e caldă. În fine, mergem mai departe. Am luat un wannabe bucket cu aripioare și crispy pe care vreau să le încerc. La fel, ce n-am văzut la noi în România, la fiecare te întreabă și la aripioare și la crispy dacă vrei picante sau nu. La noi știu că doar unele există picante, unele nepicante. În fine, avem și acest salam cu biscuit sau ce-o fi el, Jonuțule, nu știu cum se numește. La ei era pasta, nu știu cum, dar arată interesant. Și aici le-am luat pe toate trei astea exact așa ca să le vedeți cât de mici și pipernicite sunt, Jonuțule, și le vom compara direct cu Italia. Avem din nou piureuțul, dacă arată mult mai lame, gravy și avem salata coleslaw. Uitați-vă cât de mică e salata coleslaw față de țara noastră, Jonuțule. Adică, like, bă, voi vedeți cât de mică este? La piste de resistance în această zi este mini shawarma, deci arăta în poză. Puteți să vă uitați, să dați înapoi la meniul pe care l-am pus la început. Arăta, ziceai că este, mamă, specialitatea specialităților. Este, de fapt, un rep cum avem și noi. Groaznic pe dinăuntru cu niște crispy, dar hai să nu mai stăm mult de vorbă și să dăm drumul la gustare. Mai picant ca la noi, fraților, mamă. Ce pot să vă spun este că am vrut să comand sosul de usturoi, nu îl aveau. Am primit acest ketchup și am primit această maioneză cu care am să mă descurc. Este drept, sunt gratuite, spre deosebire de țara noastră, unde orice sos costă. Nu se desfac, așa că scăpăm de ele, Jonuțule. Ăsta este bun, dar ușor picant. Hai să mergem și la partea de piureuț. Ia să vedem. Vezi? N-are aceeași consistență ca cel din Italia. Hai să vedem acum la gust cum e. Băgăm în gravy așa. Wow, mă. Piureul nu-i nasol, vă recunosc, dar gravy-ul e departe de ce am mâncat în Veneția. Ia. Da, wow. Are un pic gust de afumat aici. Are mai mult gust de porc decât de vită, fraților. Gravy-ul ăsta știu că se obține dintr-un fel de stoc de ceva. După ce gătești o carne, îți rămâne zeama aia și o faci. În fine, mergem mai departe, ia să vedem. Avem aici una bucată crispy strips pe care o să-l mâncăm cu salată coleslaw și cu cartofi, Jonuțule. Trebuie să vă recunosc că asta plasează KFC-ul în topul țărilor. Dar numai pâinica asta, imaginați-vă, că în rest nu pot să spun că s-a așa uimit. Crispy-ul destul de uscățel, fraților. Hai să vedem cum e salata asta coleslaw, care sincer arată interesant. De ce? Pentru că parcă are o altă consistență decât la noi. Ia. Iubesc să mănânc, fraților. Este una dintre plăcerile cele mai mari pe care le am în viață. Nu pot să spun că îmi place așa mult coleslaw, pentru că este chiar mai dulce decât la noi în țară. O să gustăm și o aripioară acum ca să vedem despre ce este vorba. Și am să o combin cu această pâinică pentru că este delicioasă. Ia. Mai bine pe aripioare decât pe crispy, fraților. Ia să vedem. Asta e miezul. Wow! Băi, fratele, uitați-vă cât de moale e. Acum, eu știu de la mamișor că nu e bine atunci când miezul unei pâini se face așa când tu la pești. Ci că vezi, Doamne, nu e făcută cât trebuie și nu e tocmai bine la stomac, dar mie miezul ăsta de pâine îmi place cel mai mult. Este genială. Genială pâinica asta, biscuitele ăsta este senzațional, Jonuțule. O să fim cât se poate de realiști. Nu o să ne grăbim, Jonuțule, și nu o să notăm KFC-ul, pentru că în mod normal, m-am gândit acum la un modus operandi, o să testăm și Mac-ul și abia la sfârșit vom decide un singur câștigător al bătăliei. Dar nu înainte să testăm acest, eu cred că e salam de biscuiți. Să înțepenească Jaxana dacă ăsta nu-i salam de biscuiți, mi-e arată salam de biscuiți toată ziua, ia. Mamă, unde e un pahar cu lapte? Wow, mamă. Exact salamul de biscuiți al lui mama. Revenim cu McDonald's-ul, Jonuțule, dar asta ridică mult cota. Hăți, Jonuțule, era să uiți, din gama popa uită mereu. Uitați-vă cât a sucul dau ăștia la meniul mare, Jonuțule. 0,75. E aproape cât capul meu.
Hai la Mac. Toți Jonuțule, făcurăm ce făcurăm și ajunserăm și la Mac-ul în Istanbul. Jonuțule, avem câteva specialități aici, cum ar fi daba daba, acchi acchi, machi machi. Comandăm, Jonuțule, și revenim. Toți Jonuțule, deci trebuie să vă recunosc că domnișoara de la casă de la McDonald's m-a călcat pe bătături, dar nu mai contează asta, Jonuțule. Interesant este că o să începem direct prin a intra în pâine, Jonuțule. Nu am mai găsit popcorn de pui la KFC, dar am găsit popcorn de pui la McDonald's, Jonuțule. M-am dus cu temele făcute. Știam clar ce vreau să cumpăr, ne-am documentat pe internet pentru că așa se face treaba bună, făcându-ți temele dinainte, Jonuțule. Au avut tot ce mi-am dorit. Au avut daba daba burger, au avut achki machki chicken și au avut și cumva burger, Jonuțule. Cert este că eu le-am cerut în felul următor. Zic, domne, există sos de lămâie pe care îl aveți pe meniul McDonald's Turcia internațional oficial, cum vreți voi să-i spuneți. Avem sosul de lămâie? N-avem sosul de lămâie. Așa, ăsta era cel de-al doilea burger, Jonuțule, double chiofte. N-a înțeles nimic. I-am spus pe care le vreau sandvișuri, i-am spus pe care le vreau meniuri. La un moment dat ajunsese să mă întrebe de a treia băutură. Zic, doamne, v-am spus un singur meniu. Nu vorbește nimeni engleză, bă, fraților. Bă, fraților, wake up. Suntem în Mall of Istanbul, cel mai mare mall din Europa, fraților, și oamenii ăștia nu vorbesc engleză la casă. Noroc era un băiat drăguț lângă care m-a ajutat, mi-a tradus el un pic. Nici managerul McDonald's nu vorbea engleză. Nu spun că la KFC s-ar fi vorbit multă engleză, dar măcar ne-am descurcat așa cât de cât. În fine, trecem direct la taste test, Jonuțule. Hai să vedem o diferență la cartofi. Mie îmi place să gust cartoful, să văd care-i treaba cu cartoful. Măcar așa sunt calzi, spre deosebire de KFC. Bă, nu sunt sărați, nu știu dacă e de rău augur neapărat chestia asta, că poate îi face un pic mai sănătoși. Nu știu ce să zic. Deși erau reci, ăia de la KFC erau cu siguranță mai buni, Jonuțule. Ăștia nu mi se par cine știe ce gustoși. Hai să vedem acum care-i treaba și cu sosurile. Bă, da, la ăștia e cu sosuri așa la din ăsta peste tot. La noi nu e cu sosuri din astea, nu? Corectați-mă dacă greșesc sau îmi amintesc eu greșit. Dar eu știu că la noi dacă nu ți-ai luat sosul sos, nu primești nimic. Eu am vrut să-mi iau sosul sos, dar sosul sos nu l-aveau, Jonuțule. Ia. Băgăm un popcorn de pui și îl comparăm cu KFC-ul din Elveția. Și îl comparăm cu KFC-ul din Veneția, Jonuțule. Ia, bă. Wow. Bă, mie cred că îmi plac chestiuțele astea pe care le bagi așa rapid, dar rapid în guriță. De ce? Că n-au zgârciuri, că n-au grăsimițe, că e aproape imposibil să fie nefăcute la mijloc, lucruri pe care le întâlnești deseori și la Mac și la KFC, Jonuțule. Mamă, ce bune sunt. Wow. Mergem mai departe, fraților. Ăsta este, fiți atenți. De ce l-am cumpărat? Îl cheamă Daba Daba și l-am cumpărat pentru că mie mi se pare că are pui, nu? Adică se pare și un șnițel ceva. Ia, hai să vedem ce e înăuntru. Da, eu zic că e pui all the way, fraților. N-are nicio treabă cum e puișorul. Mamă, fiți atenți. Am rupt și am mâncat un pic din ăsta. Adam? Bă, ce gust bun are, cum se numește ăla de bagi pezmetul, mă, de bagi nițelul prin el. Wow, ce bun e. Mamă. Hai să punem așa și cu roșioară, cu tot ce trebuie și să îngurgităm. Ai bun, frate. Oh, la frige. Jonuțule, dacă la KFC treaba era ușor rece, la Mac frige. Ah, chiar că. Asta un soi de McBang. Dacă și voi sunteți la masă, poftă mare, fraților. Pe lângă sosul de lămâie pe care l-am pus să-l comand și nu l-aveau, am zis, bine, mă, hai să iau un desert să fie treaba echilibrată între KFC și Mac. Cum am promis, da, să fie o bătălie corectă până la capăt. Și văd acolo cool cake. Nu știu dacă noi avem cool cake ăsta. Vă rog frumos să ne scrieți la comentarii. Zic, ok, vreau un cool cake. Totul, domnișoara nervoasă. A buvnit o râsumă. Bă, zic, în sfârșit, dacă am făcut-o să râdă pe fata asta, înseamnă că îmi știu meseria bine. Și zic, de ce râzi? Ce crezi? Nici cool cake n-avem. Fii mâncați așa gata, i-am zis, cheamă-l pe manager. A venit managerul, zic, spune-și mie, te rog frumos, ce este special în meniul McDonald's Turkey? Și ce mi-arată, mă, ăla? Mai arată meniul din spate și zic, everything. Ce să-i mai zici, mă? Hai să-i dăm și cu burgerul ăsta, așchi, mașchi, pașchi, pașchi. Dar tare mi-e teamă că știu cine va câștiga deja, Jonuțule. Ia, ce avem aici? Deci, în primul rând, chifluță din asta specială, care arată un pic altfel, vedeți, da, asta e chifla clasică din câte știu eu. Și două bucăți de carne aproape insesizabile. Doamne, cum arată? Ok. Bun, cam asta e cărnița. Nu-mi dau seama ce cărniță e, de ce îl cheamă așa, dar băgăm și noi colții în el și vedem, ia. A, miroase mișto. Vă spun eu care e faza. E carne kebab și kebab de la, că se simte după miros. Carne tocată de, cred eu, vită, pui și oaie, nu? 3, 2, 1... Băi, ești nebun, nu-mi vine să cred. Un sandwich, bravo lor, bravo McDonald's, care n-are nicio treabă cu McDonald's-ul. Adică simt un cu totul alt gust și la carne, și la condimente, și la sărățică. Ăsta e cu adevărat turcesc, fraților. Ia, mai luăm o gură. Îmi seamănă un pic cu, la gust așa de parcă de departe sau nu știu, doar chifla cu filetofișul, dacă-l știți. Mamă, ce bun e. Are curry, mă. Are curry, de asta îmi place. Senzațional, Jonuțule. Termin de îngurgitat și revenim cu clasamentul. Bătălia numărul 4 între KFC și McDonald's continuă. Păi, Jonuțule, s-a terminat și cea de-a patra bătălie între coloșii McDonald's și KFC, iar acum în tobele suspansului, cel mai suspans din lumea suspansului, Jonuțule, câștigătorul.
este... KFC, Jonuțule. Nu mai știu dacă în Italia am dat câștigător, dar vă spune fratele vostru că acolo tot KFC a câștigat. De ce? Pentru că am simțit niște gusturi interesante, pentru că am simțit și am văzut alte lucruri și pentru că, da, și am abilitatea de la casă, Jonuțule. Îmi pare rău dacă se lezează cineva, dar nu este cazul. Ce pot să-i spun lui McDonald's ca să-l fac să se simtă și el bine este faptul că a fost foarte bun burgerul ăla 100% turcesc. Ăla cu cărnița aia gen kebab, Jonuțule. Până un alta, nu uitați la subscribe-uri, ia buba să aprindeți coțopelul pentru că în fiecare zi cu surle, trâmbițe, gălăgie și cea mai pozitivă energie, noi suntem aici spre a vă face zilele mai frumoase și a vă șterne clasicul zâmbețel în colțul guriței. Nu uitați, dați follow pe Instagram, CorileV, eu sunt Dorian, follow pe Spotify, Dorian Popa, like pe cel mai obosit on Facebook și de asemenea, țineți ochiometru pe www.dorianpopa.ro pentru că acolo surprizele se țin lanț. Să aveți o zi, o cafeluță și o săptămână mirobolante, Jonuțule. Știi că ești bomba atunci când și turcii vor să treacă prin cadrul vlogului tău. Boom. De Crăciun simțim la fel, unul primul coțop.